Hei, salutare și bine ați venit la un nou vlog. Ce am aici? Un arc de Citroen. Arcul la Citroen ăsta s-a rupt aici, stând parcată. S-a întâmplat și pe partea altă, cred că e o problemă a lor. Și l-am comandat și astăzi vreau să-l schimb. Bine, măcar să încerc, că e destul de târziu până se noptează, să desfac și mâine îl montăm. Așa că nu prea avem timp de vorbă, e și cană coare, hai să trecem la treabă. Facem un pic de lumină aici. Oho. E moartă bateria asta. Aude arcul ăsta cum e. Mamă, a sărit peste asta pe aici. Bine că n-a rupt cablul ăsta, dar uite asta cum a îndoit-o. Oh my god. La asta trebuie să ții contra aici, în mijloc. Ca naiba. Și după un sfert de oră, trecem la aia de jos. În sfârșit, desfăceam o jumătate dace cât am făcut bileta. Și acum să vedem dacă avem noroc să se desfacă amortizorul de aici. A luat-o. Bine că măcar asta merge. Acum să vedem cum reușesc eu să scot asta de aici. Acum să le facem de aici de sus. Și ăsta are cap de asta de contra aici. Vă da lung mai, frate. A căzut. Op. Ah. Gata. În sfârșit. Gata arcul. Asta e arcul. De acum încolo se cam complică treaba că... Ia uite. Ăsta vine așa aici. Așa. Și trebuie să presez arcul ăsta de aici până aici. Și e cam complicat, nu știu. Trebuie presă, dar vedem mâine care treaba. Să mulțumim că l-am scos în seara asta, e destul de târziu, așa că ne vedem mâine. The next day. Gata, am luat arcul și amortizorul, mergem să vedem dacă poate să ne ajute cineva să îl montăm, ca să n-am nicio șansă. Gata, mergem să vedem, poate reușim să îl montăm astăzi. One eternity later.
gata, am reușit. Nu îl facem pe ăsta niciodată. Cât s-a comprimat, ia uite. Am ajuns prin oraș și mi-am adus aminte că am cărat arcul ăsta de Daci de câteva zile pe cu mine în mașină și am luat și un furtun care să-l bag pe el aici. Ăsta e furtunul. Op. Ăsta e arcul. Și ia să vedem. Eu l-am probat. Mai probăm o dată. E la fix. Exact ce-mi trebuie. Hai la treabă! În primul rând trebuie să-l prindem aici. Și acum partea cea mai grea, să bagă ăsta la loc aici. Gata. Gata, am terminat cu mașina, hai să-i dăm o probă pe niște gropi să vedem ce zice. Hai să vedem pornirea după câteva luni. E moartă bateria. Ia să vedem ce zice acum. Ceas, tată, ceas! Hai! Hai să dăm cu ea în gropi! Cam trage dreapta, dar nu știu de ce. Nu prea merge cu ea înainte, să știu dacă trăgea și înainte sau nu, dar acum văd că trage. Zici că mai sare. Eu zic că am forjat-o destul. Hai să mergem acasă. Gata cu Citroen, am terminat lucrarea. Acum vreau să fac o șmecherie. Am aici toate piesele pe care să le montez aici mâine. Însă am șuruburile de acolo care nu îmi plac deloc cum arată. Și am găsit o soluție. Am văzut pe un canal foarte mișto de YouTube. E un băiat acolo care recondiționează tot fel de chestii, da, bine, micuțe, brichete, jucării și curăță piesele gen șuruburi într-un borcan. Pune borcanul, atașează la bormașină, îl prinde în menghină și ăsta se învârte cu nisip și cu șuruburile până când se curăță. Hai să încercăm și noi. Ăsta e borcanul, o să-i dau o gaură să pot să bag un șurub acolo. O să bag tija asta aici. O strângem bine. Asta e. O punem nisip în borcan.
să pun totuși bor mașina asta, nu pun pe aia cu baterie, să meargă cât vrea ea. Punem capacul. Și o să prind aici cu bandă izoliere. Mi-e frică un pic să o las așa, că m-aș duce și eu să mănânc în casă și aș lăsa o jumătate de oră, eu știu cât. Dar din păcate n-are o turație constantă, să accelerează, să... Nu-mi dau seama de ce. Am schimbat ori mașina, am pus-o pe asta cu baterie și îmi pare că se controlează mai bine asta. Am legat acolo cu banda izolier și parcă ține turația mai bine. Parcă aș avea încredere să o las pe asta aici. A little later. Hai să vedem ce se întâmplă. Oh my god. Oh my god. Asta se întâmplă? Asta s-a întâmplat? Se pare că s-a rupt capacul și s-a spart borcanul. Din păcate n-a fost cea mai eficientă soluție. Așa arată șuruburile, nimic uimitor. Da, cam asta e, din păcate nu mi-a reușit soluția. Vedem mâine când ne apucăm de montat cum le curățăm. The next day. Hop! Hai să vedem ce reușim cu arcul ăsta, să vedem dacă merge furtunul pe el. Pare că am strâns furtunul. Nu știu cum o să reușesc. Să începem și cu niște vaseline de asta. Am reușit în sfârșit după o săptămână. Îl tăiem de aici. Și am reușit doar o parte. Wow! Wow! Prea ușor ca să fie adevărat. Cu săpun. A ajuns. Deci nu vine să cred cum a intrat în partea asta. Și pentru că n-a mers metoda borcanul cu nisip, o să curăț șuruburile manual. Hai să montez și pivotul la bascula superioară. Gata cu superioara, inferioara acum. Am pivotul ăsta nou, însă îmi trebuiesc șuruburile de la asta. Gata și cu asta, rămâne doar să punem rulmenții acum. Trebuie să curăț porțiunea asta unde se lipește discul, să nu facă joc. Gata, am curățat-o.
Acum să curăț și discul. Gata, am reușit să schimb și rulmenții. Asta este. Să arată super. Însă, rulmenții noi, da? I-am scos din pungi. Haideți să vă arăt o chestie. Și cam așa s-aud rulmenții ăștia noi. Cred că s-aud mai rău ca ăia vechi pe care i-am dat jos. Însă n-am ce să-i fac, o să-i pun așa acum și vedem, poate își revin în mers, nu știu ce să zic de ce s-aud așa. O să închei vlogul ăsta aici, am piesele pregătite aici. Așa așteaptă să fie montate sus aici. Dar le vom monta în vlogul următor pentru că acum deja s-a făcut târziu, nu mai am timp, mâine trebuie să postez vlogul ăsta. Sunt tare dezamăgit de rulmenții ăștia, de ce urui așa. Habar, n-aș fi vrut să fac așa, dar sper să își revină sau nu știu. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, nu uitați să dați marele like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa!